Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem! Împreună, la emisiunea Alternative. În fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative. Idei bune pentru o viață prosperă. Bun găsit tuturor! Sunt Victor Sofroniș din studioul Impuls TV. Vă invit să urmăriți o nouă emisiune din ciclul Alternative. Să ne implicăm sau să așteptăm? Nu întâmplător am desprins această întrebare din genericul emisiunii. Toți ne dorim să avem localități unde să ne se asigure un trai decent. Dar cine și cum trebuie să ne asigure acest trai decent? La această temă vom discuta astăzi în studioul Impuls TV. Salutăm prezența la această emisiune a doamnei Svetlana Rotundu, președinta Raionului Șoldănești, și a domnului Nicolae Gonța, primar de Răspopeni. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației de a participa la această dezbatere. În studioul central, astăzi sunt prezenți domnul Vasile Cioarec, coordonator de programe la Centrul Contact, și domnul Stas Ghilețchi, expert la Institutul de Politici și Reforme Europene. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru participare la dezbatere. Așa cum anunțam, toți ne dorim să avem un trai decent. Până a trece la dezbaterea la tema propusă, vă propun să vizionăm un reportaj realizat de echipa Impuls TV. Susținerea administrației publice locale, ONG-urile nu ar fi reușit să realizeze proiectele lor comunitare. Este opinia mai multor președinți de asociații, care recunosc că mizează pe ajutorul primăriilor. Este și cazul asociației Obștești Bela Cetica din satul Cobâlea, raionul Șoldănești. Grație conlucrării cu apele, organizația neguvernamentală a reușit să implementeze mai multe proiecte în teritoriu. Unul din proiecte a fost despre transparența decizională și implicarea femei în procesul de luare deciziilor pe care le-am realizat. Al doilea, unul foarte important, chiar cu ajutorul Guvernului Poloniei, care am făcut, este Parcul Tinerieții Aleiei Demnității, la fel împreună cu Apeleul. Și acum suntem în desfășurarea unui mai mare proiect pe parcurs a 3 ani, împreună cu o asociație obștească Casmed, Crucea Roșie și Primăria, pentru a asigura asistență socială persoanelor în etate din comunitate, pentru care primăria se implică cu 30%, asociația Casmed cu 60%, 10% fiind de la beneficiari, de la oamenii din comunitate. Angela Babei, primara satului, susține că activitatea în comun cu ONG-urile din teritoriu aduce folos nu doar primăriei, ci și întregii localități. Eu sunt sigură că toți cetățenii țin minte promisiunile care le-am făcut, bineînțeles că le țin minte și eu. Da, unii sunt mai îndrăzneți și amintesc despre promisiunile care le-am făcut, însă eu tind spre a le realiza. Primara recunoaște că se străduie să îndeplinească toate doleanțele locuitorilor, dar oamenii mai rămân pasivi. Acum 2 ani, Angela Babi a vrut să implice mai mult consilierii locali în soluționarea problemelor comunitare. Ideea a eșuat. Cetățenii încă nu au deprinderi, observ eu, adică asta este părerea mea proprie. Îmi vine mai greu ca să inițiem în anumite activități, însă câte puțin reușește. Deși mai dificil, dar și consilierii încearcă să țină cont de dorințele cetățenilor. Ei se întâlnesc cu oamenii și discută problemele lor, iar la ședințele Consiliului Sătesc caută soluții. A fost ca cu cazul cu rutiera, trebuiau copiii transportați de la satul, în capul celălalt de sat, până la școală. Și problema s-a rezolvat, acum avem rutieră, duce elevii la școală. Așa cum au fost drumurile făcute, partea și aia de sat, un drum tot era rău și s-a făcut variantă albă la drum. Și care locuitori, dacă avem bani cu și dat din primărie, să facă lucrurile, cât de puțin, dar facem.
văd cea mai mare problemă a timpurilor este că fiecare se străduie să depășească problemele de unul singur. Mai greu accept conlucrarea în echipă. Inițiativa civică este slab dezvoltată la noi în comunitate. Sunt și de fiecare dată, pe fiecare preferă să comenteze, să-și spună cu părere, la implicare este mult mai greu. După cum mi s-a spus la primăria Cobâlea, administrația publică locală împreună cu ONG-urile din sat a preconizat să implementeze alte câteva proiecte. Unul din scopurile acestor proiecte este implicarea oamenilor din sat în viața comunității. Am revenit în studio. În contextul reportajului pe care l-ați urmărit, este și întrebarea. Ce trebuie să facem ca dintr-o localitate cu locuitori să o transformăm într-o comunitate cu oameni activi, cu cetățeni? Ce pârghi, ce instrumente are o primărie pentru a-i motiva pe cetățeni să fie activi? Domnul Gonța. Bună seara și bine v-am găsit! Pentru a informa oamenii, în primul rând, în localitate trebuie să fie, să existe o colucrare între cetățean și administrația publică locală. Eu, ca primar în satul Răspopieni, am încercat ca să schimb atitudinea față de cetățean și administrația publică locală, chiar din la primele zile a mandatului pe care l-am preluat în anul 2015. Am fost, s-au desfășurat multe activități pe teritoriul satului, însă una de bază, la momentul de față care activează din 2015, avem crearea unui ONG pe teritoriul satului, numit Prudens, în parteneriat cu Casmedo și cu Helpegium Moldova. Această organizație oștească pe teritoriul satului ne-a adus mai multe beneficii, la care am implicat activ cetățeanul. Cu suportul cetățeanului, pe teritoriul satului a fost amenajat un parc la care a ieșit la inițiativa persoanelor în etate ca să fie un model și un exemplu pentru tineri. La inițiativa primăriei și a consilierilor de la primăria Răspopeni, am ieșit cu inițiativa de a merge pe localitate și de a colecta niște surse pentru a amenaja acest parc, la care până la sfârșit noi avem în localitate parcul, avem zona de agrement unde s-a construit niște scrinciube, niște bănci și a fost dus la bun sfârșit ideea oamenilor vârstnici pentru a da un exemplu tinerii generații. Doamna Rotundu, credeți că sectorul asociativ este un sprijin în activitatea administrației publice și în special a conducerii raionului? Experiența pe care o aveți, credeți că ar servi de drept exemplu să fie urmată și de cei din localitățile rurale? Bună seara tuturor telespectatorilor, bună seara Victor, bună seara Tatiana. Da, eu sunt convinsă că sectorul asociativ este un sprijin important al autorităților publice locale în vederea stabilirii, dar și implementării obiectivelor trasate. Din reportajul pe care l-am vizionat la începutul acestei emisiuni, s-a văzut clar că asociațiile obștești care există în satul Cobâlea sunt un sprijin de nădejde a autorității publice locale. Ori altfel spus, acolo unde primarul are inițiativă, unde sprijină activitatea asociațiilor obștești, adică a organizațiilor neguvernamentale care activează în teritoriul comunei, acolo și sunt rezultate bine și clar văzute. Un alt exemplu pe care aș vrea eu să-l aduc în această seară telespectatorilor este conlucrarea noastră a Consiliului Raional Șoldănești cu Asociația Obștească Femina Nova, cu care am reușit să reparăm capital sala de sport a Liceului Teoretic Alexei Mateievici dintr-un fond polonez. Deci am găsit pe rețelele de socializare anunțul de depunere a cererilor de finanțare, ne-am adunat cu membrii acestei asociații, dar și cu administrația Liceului Alexei Mateievici, am depus cerere de finanțare fără niciun pic de credibilitate că acest proiect
va fi câștigat și până la urmă am depus împreună eforturi și am avut un rezultat pozitiv, un rezultat care ne-a bucurat foarte mult. Am reușit să reparăm sala de sport a liceului teoretic Alexei Mateievici, care astăzi servește pentru desfășurarea tuturor competițiilor, practica tuturor competițiilor raionale, atât pentru cei maturi, dar și pentru elevi. De aceea eu consider că conlucrarea dintre sectorul asociativ și autoritățile publice locale de toate nivelurile este un lucru foarte benefic pentru locuitorii comunităților noastre. Și exemplul dumneavoastră ar putea fi urmat și de primăriile desigur, de raion. Desigur. Acum vă propun să ascultați opinia unei ONG-iste active și anume a Felicii Cătrinici, directorul azilului din Șoldănești. Toate proiectele absolut le-am implementat și le-am derulat în parteneriat cu autoritățile publice locale și de nivelul 1 și de nivelul 2. Avem deja mai multe proiecte realizate, dar cele care cred că au avut un impact mai mare în societate ar fi crearea grupurilor de voluntari în orășel și proiectul care am realizat schimbarea integral a ușilor și fereștrelor în azilul de vârstnici din orășel. Un alt proiect este proiectul de deservire socio-medicală la domiciliu a persoanelor vârstnice și care cu succes îl realizăm și în anul acesta. Un alt proiect care aș zice că are o continuitate din anul trecut, este identificarea unui transport public în orășel, deoarece în urma sondajelor cu locuitorii orășelului s-a identificat că aceasta ar fi o prioritate, ar fi cea mai arzătoare problemă din oraș. Și de aceea, împreună cu autoritatea publică locală, am organizat mese rotunde, chiar au fost luate hotărârea de primar și de președintele raionului, care ne-au susținut și au luat chiar niște promisiuni în fața cetățenilor, au dat promisiunea că problema va fi oarecum rezolvată. Se caută diferite modalități pentru a rezolva întrebarea. Și, evident, etapa a doua proiectului, care acum deja este în derulare, cu asociația care implementăm proiectul, finanțatorul ne promite un grant de 5.000 de euro care îl vom putea folosi la cumpărarea transportului public. Și, bineînțeles, aici, evident, iarăși, suntem în conlucrare cu autoritățile publice locale, care dumnealor trebuie în mod obligatoriu să vină cu contribuția care poate vedem cum mergem, ce transport identificăm, care vor fi cheltuielile necesare. Atunci poate mergem o contribuție de la Consiliul Raional, de la Primărie, chiar poate și contribuția cetățenilor pentru a realiza cu succes acest proiect și a rezolva problema oamenilor. Dacă n-ar fi fost suportul administrației publice locale, cum credeți dumneavoastră? Ați fi reușit să realizați aceste proiecte? Nu, bineînțeles nu, deoarece chiar asta este o cerință a tuturor finanțatorilor, că toate asociațiile obștești, toate ONG-urile realizează proiecte numai atunci când este conlucrare cu autoritățile publice locale și cu cetățenii. Se ține cont în orice proiect, se ține cont de doleanțele cetățenilor. Și evident, cel mai bine doleanțele cetățenilor le cunosc autoritățile publice, primăria, Consiliul Raional, și ei întotdeauna cred că asta e o cerință foarte benefică, că deoarece dacă autoritatea publică locală vine cu o contribuție sau chiar cetățeanul, o contribuție cât de minimală, atunci este și acest proces de durabilitate. Omul păstrează mai bine ceea ce s-a creat.
pentru că el simte că are o părticică din sufletul lui sau din a lor mijloace care au dus aportul la realizarea acestor proiecte. Vine fiecare cu a lui părticică. Acum vreau să implic în discuția noastră oaspeții din studiul centru, pe domnul Vasile Cioarec și Stas Ghileschi. Întrebarea este pentru ambii. Cât de important și utilă este activitatea ONG-urilor în localitățile rurale și invers? Ce sprijin poate acorda administrația publică locală mișcării asociative a cetățenilor? Cred că este o întrebare destul de actuală, dat fiind faptul că noi privim asociațiile obștiești, atât din mediul rural cât și din cel urban, ca un suport, un sprijin autorităților publice locale în promovarea politicilor publice locale. În proiectele pe care le desfășurăm, noi tindem să consolidăm atât capacitățile asociațiilor obștești din teritoriu, cât și ale autorităților publice locale pentru a conlucra în procesul decizional. Este foarte important, mai ales acum când primăriile au ieșit la alt nivel de dezvoltare a procesului decizional, acum când au apărut mult mai multe mijloace de a comunica cu cetățenii. Avem în vedere și rețelele de socializare, avem în vedere paginile web, adică primăriile ar putea să utilizeze aceste mijloace mult mai rațional. Și iată că ONG-urile anume sunt acele organizații care, datorită facturii lor, ar putea să ajute să sprijine autoritățile publice locale în promovarea acestor instrumente noi de comunicare cu cetățenii. Sunt absolut de acord cu ceea ce a fost afirmat mai sus și consider că societatea civilă locală și cetățenii pot contribui enorm de mult la asigurarea dezvoltării sustenabile a teritoriului din care fac parte. Pentru că un element pe care l-am observat noi în ultimii ani este că autoritățile publice locale nu întotdeauna dețin adevărul absolut și nu întotdeauna știu cum cel mai bine să rezolve aceste probleme. Și procesul deschis de participare, atunci când societatea civilă este implicată activ în procesul de luare a deciziilor la nivel local, considerăm că astfel poate fi încurajată creativitatea și inovația, pentru că în ziua de astăzi ne confruntăm cu foarte multe probleme și atunci, ca să obținem cele mai cost-eficiente soluții, cele mai bune soluții, pentru că cine știe cel mai bine problema la nivel local decât cetățeanul sau societatea civilă care într-adevăr se confruntă cu acest lucru zilnic. Deseori funcționarii petrec mai mult timp în birou și atunci, ca să înțelegi exact care este problema cu care se confruntă cetățeanul, atunci este nevoie să-l implici pe el personal ca să discuți cu el și atunci poate și el are anumite idei cum se dezvoltă, cum se rezolvă problema cu care se confruntă comunitatea locală. Indiscutabil, experiența acumulată joacă un rol important. Domnul Cioarec, domnul Ghileschi, spuneți-ne, vă rog, ce am putea învăța din experiența statelor cu democrație avansată la capitolul implicarea cetățenilor în soluționarea problemelor comunităților rurale, în special? Știți, încă vreo 10-15 ani în urmă, atunci când s-a deschis, să spunem așa, s-au deschis granițele și cetățenii noștri au început să circule și să vadă cum se lucrează și cum se trăiește în alte părți, cetățenii au observat că practicile de lucru ale autorităților publice locale din țările europene, din Statele Unite, sunt absolut altele și sunt absolut în folosul cetățeanului. Și această experiență, de fapt, cu încetul a început să vină și în Republica Moldova. Când le povesteam primarilor noștri că la consiliile locale dintr-o țară din Europa cetățenii participă, vin și asistă la ședință sau vine un cetățean cu o cameră de luat vederi și filmează ședința, lor nu venea a crede și ei credeau că asta este, de fapt, este o exagerare, cum așa să vină oricine la ședința Consiliului Local. Deci, practicile acestea de acum sunt la noi în teritoriu și avem destule experiențe și practici pozitive atunci când anume aceste forme de activitate, din interacțiune dintre primării și cetățeni sunt implementate în viață. Și
și în cadrul Centrului Contact și în cadrul altor programe și proiecte, noi încurajăm autoritățile publice locale să folosească forme și metode noi din interacțiune, cum ar fi dezbaterile publice, consultările publice, cum ar fi interacțiunea prin intermediul internetului, paginilor, conturilor pe Facebook cu cetățenii atât din interiorul cât și din exteriorul țării. Deci sunt metode noi care primăriile cu drag le îmbrățișează, dar cu părere de rău, capacități atât instituționale cât și profesionale pentru autoritățile publice locale încă sunt insuficiente. Și asta ar fi un impediment în această activitate. Aș adăuga aici tot în această ordine de idei și modul de organizare a consultărilor publice, pentru că deseori am participat și eu la ședințe în care am venit și nu se știa exact care este obiectivul acestor consultări publice sau care trebuie să fie produsul final, care este scopul că am organizat această consultare publică. Pentru că în Republica Moldova deseori cetățenii nu doresc să participe pentru că ei nu văd care ar fi valoarea adăugată. Deseori documentele care sunt puse spre consultări deja sunt la o etapă foarte avansată și atunci cetățeanul nu vede cum ar putea el să contribuie. Primăria nu îi oferă anumite alternative de soluționare a problemei și într-un fel cetățeanul nu vrea să participe la anumite consultări care să fie doar pentru bifă că acest document a fost consultat. Deci trebuie să lucrăm și să învățăm de la vecinii noștri anume cum se organizează aceste dezbateri, cum putem să implicăm cetățenii. Atunci când prezentăm documente de politici, să venim cu minte deschisă și să nu venim că aceasta este soluția agreată de primărie și noi nu o mai putem modifica. Să fie această posibilitate dată cetățenilor să se expună. Și un alt element la care aș vrea să atrag atenția este totuși calitatea documentelor care sunt puse în discuție. Pentru deseori, politicile publice în Republica Moldova sunt elaborate fără să fie bazate pe anumite studii, cercetări și atunci, din nou, acest lucru știrbește foarte mult din calitate și cetățeanul nu dorește să se implice. De ce? Cred că sunt, așa cum a fost menționat, să îmbunătățim capacitățile instituționale ale primăriei, ca modul de organizare acestor să fie într-adevăr o valoare adăugată, să fie știm clar care este scopul, obiectivul și documentele pe care le elaborăm să fie bazate pe anumite studii și cercetări, nu pentru că noi sau altcineva a considerat acest lucru. Ziceam mai devreme că este dificil a-ți conjuga eforturile în soluționarea unei probleme în cadrul unei comunități. E mai dificil de a lucra la realizarea unui proiect comun pentru mai multe sate și orașe. Cu un exemplu în acest aspect vine echipa din studio, centru, care a realizat un reportaj. De unii singuri n-au reușit să realizeze proiecte mari, așa că au hotărât să coopereze pentru a le oferi sătenilor servicii de calitate. Acest lucru l-au făcut cei patru primari din satele Gura Galbenei, Albina, Lipoveni și Ivanovca Nouă din raionul Cimișlia. Uitându-ne în strategia de dezvoltare social-economică a satelor noastre, peste tot auzăm unul și aceleași voci că doresc tot să avem sate curate, sate lipsite de gunoi și neautorizate. Am câștigat dreptul de a fi parte comună a programului de dezvoltare locală integrate și am accesat pe dezvoltarea în continuare a serviciului de evacuare a deșeurilor, de plafonare, de zăpezire a drumurilor. Cu ajutorul programului am obținut finanțare pentru procurarea unei gunoiere, unei mașini specializate. Am procurat de asemenea 1500 de pubele care sunt repartizate gospodăriilor casnice, agenților economici care prestează servicii de comerț și instituțiilor din subordinea primăriilor din fiecare localitate. Beneficiile care sunt pentru primărie și pentru toți localii și comunii Albina? Deci un sat curat, fără de gunoiști, neautorizate, cu fânteni nepoluate, iarna dacă o să trebuiască de zepezit, ar să fie de la întreprinderea dată, tehnica specială care ne ajută pentru a dezepezi la timp.
Acum satele sunt mai curate, iar locuitorii se bucură de faptul că dorința lor s-a materializat. De când am început să strâng gunoiul cu mașină, de curățenie se observă prin sat, chiar prin mahala. Înainte de ce o gunoi ăștia unii numerie, dar am un an, știu tăți că vine regulat odată la două săptămâni, strânge gunoiul și e foarte bine. Odată pe în două săptămâni e destul de normal și destul de bine. Poate e un scăpa, cum spune, și toate râușoarele astea care avem prin sat și fiecare, cum spune, duce unde el, duce unde se gânde el și duce gunoiul, dar acum e normal. Pentru că multe primării nu își pot permite să inițieze proiecte mari, legislația Republicii Moldova le oferă autorităților posibilitatea să lanseze proiecte intercomunitare. Doamna Rotundă, avem în raionul Șoldănești asemenea experiențe? În ce condiții e posibil conjugarea eforturilor a mai multor asociații obștești și a administrațiilor publice locale? Noi avem în raionul Șoldănești un astfel de exemplu, precum am vizionat reportajul de mai înainte. În raionul Șoldănești a demarat de mai mulți ani, de fapt din 2010, proiectul Managementul Deșeurilor Solide, care a fost susținut de Agenția Internațională de Cooperare a Germaniei, Agenția de Dezvoltare Regională Centru și Ministerul Dezvoltării Regionale, împreună cu autoritățile publice locale din raionul Șoldănești, deci toate primăriile, mă refer la autoritățile de nivelul 1 și Consiliul Raional Șoldănești. Este un proiect care la început ne-a dat speranțe mari, dar puțin lucrările s-au stopat, fiindcă urma în cadrul acestui proiect să construim un depozit de deșeuri în satul Parcani, iar odată cu demararea studiului de fezabilitate pe întreg teritoriul Republicii Moldova cu privire la managementul deșeurilor solide, s-au schimbat un pic abordările și necătând la aceasta, noi am fondat o societate pe acțiuni. Chiar astăzi am desfășurat ședința Consiliului de Administrație al acestei societăți pe acțiuni Salubritate, în care fiecare primărie, dar și Consiliul Raional Șoldănești, au depus în capitalul statutar finanțele sale și urmează să-și ridice acțiunile în conformitate cu ceea ce au depus în capitalul social, dar și cu toate imobilele care le deține societatea pe acțiuni Salubritate. Vreau să menționez că în cadrul acestui proiect noi am fost dotați, adică nu noi, dar autoritățile publice locale. Proiectul a fost inițiat de fapt de primăria orașului Șoldănești, care mai apoi s-a extins asupra și încă 7 primării din împrejurimea orașului Șoldănești, care s-a extins mai apoi asupra tuturor primăriilor din raionul Șoldănești și câtorva primării din raionul Rezina. La etapa actuală, noi suntem dotați cu mijloace de transport necesare pentru a transporta deșeurile din localități cu pubele, au fost construite platforme în fiecare localitate, dar și au fost amenajate 4 gunoiști temporare, care vor fi lichidate după ce vom obține construcția fie ca stație de transfer, fie ca unui poligon de stocare a deșeurilor pe teritoriul raionului nostru. Este unica experiență în raionul Șoldănești sau mai aveți? Da, este unica experiență, de fapt, aici în raion. În Republica Moldova mai avem experiențe, dar din donațiile altor donatori. Nu mă refer doar la Salubritate. În alte domenii, alte proiecte, unde și-au unit eforturile mai multe asociații, mai multe localități? Deci mai sunt, iată, chiar astăzi am avut câteva ședințe de lucru la Consiliul Raional și avem încercarea primăriei Cobâlea de a aduna în jurul autorității locale de nivelul 1 Cobâlea mai multe primării care ar susține proiectele înaintate de primăria Cobâlea și care ar avea impact asupra mai multor primării din raionul Șoldănești. De fapt, acesta este și viitorul nostru. Dacă m-aș referi, iată, avem exemple de construcția peductelor, a stațiilor de purificare a apei, de construcția sistemelor de canalizare.
Din analiza pe care eu o dețin, nu văd că o primărie cu populație de 2-3 mii de locuitori ar putea întreține aceste rețele care costă până la urmă costisitor. Aici eu văd combinarea eforturilor mai multor primării și implementarea în comun a acestor proiecte care costă până la urmă bani foarte solizi. Primăria Răspopeni are vreo experiență în acest aspect? Primăria Răspopeni este parte componentă a SAS Salubritate, care s-a investit în sumă de 18.000 de lei și o să avem în jur de 6%. La momentul actual, noi deținem de la SAS Salubritate 46 de tomberoane mari și 43 de tomberoane mici. În viitor apropiat va fi implementat proiectul care va fi gestionat de SAS Salubritate Șoldănești, însă la Primăria Răspopeni lucrurile au demarat puțin mai binișor, mobilizând societatea civilă în conlucrare cu cetățeanul și cu serviciile din teritoriu și s-au organizat pe teritoriul satului diferite măsuri pentru a avea o localitate salubră, de a avea o localitate curată și pentru a nu polua mediul înconjurător. Acum cunoașteți cu toții că este luna curățenii, este luna aprilie, odată cu sosirea primăverii, tare multe deșeuri și gunoi, știi, sunt pe toate localitățile și sunt amplasate de-a lungul satului, de-a lungul râpilor și de-a lungul râurilor care curg prin localități, dintre care avem și noi râul Dobrușa prin satul Răspopeni, însă noi de acum am luat măsuri, începând cu data de 2 aprilie, a fost demarat lucru ce ține de curățarea satului și curățarea râului. La această activitate a fost mobilizați întreg sat. Un mare aport s-a adus oamenii care, cei care beneficiază de ajutorul social. La inițiativa dumnealor a fost creată o adunare la care s-a votat unanim ca fiecare cetățean, odată la 2 luni, să ieșim în lunile pare ca să facem curățenii în localitate. Chiar a ieșit și cu un slogan că cu bănuțul de la mine schimbăm localitatea noastră spre bine, unde cetățeanul este de acord ca să investească, ca să fie curat, ca să facem curățenie pe la cimitir, pe tot perimetrul localității. Suntem o localitate cu aproximativ 3.100 de hectare și sperăm că în viitorul apropiat o să facem față lucrurilor și o să avem o localitate mult mai curată în comparație cu anii precedenți. Fiind întrebați cu ce se ocupă primăria, Consiliul Local, de cel mai dese ori cetățenii spun că nu cunosc nimic din activitatea administrației publice locale. Cine trebuie să asigure transparența activității APL-ului? De alte primării nu pot spune, dar ce ține de Primăria Răspopeni, noi avem pe teritoriul satului Răspopeni amplasat 3 panouri de informații la care se afișă toate informațiile ce se ia la ședințele Consiliului. La ședințele Consiliului sunt transparente, sunt libere, oricare cetățean poate să vină ca să participe la o ședință. Plus la toate acestea, oricare decizie care este scoasă la ședința Consiliului este anunțată cetățeanului. Ele sunt aplasate pe panouri, cum am spus mai devreme, și totodată, cum sunt implementate, oamenii trebuie să cunoască despre ceea ce se vorbește în localitate, despre ceea ce și decizii se iau la ședințele Consiliului, chiar și merge vorba o decizie proaspătă și ține de împășunarea pășunilor. S-a scos o decizie, oamenii erau deprinși ca pe timpuri că se scoate animalele ieșind odată după luarea zăpezii, însă acum oamenii au înțeles că este decizia Consiliului. De unde au știut ei că este această decizie? Aceasta a fost anunțat de către primărie, există o colucrare între cetățean și primăria satului Răspopeni, la un nivel foarte înalt. Secretul conlucrării? Se lucrează pe fiecare mahal aparte. La început oamenii au scos animalele, însă am mers personal în locurile unde se adunau animalele și i-am anunțat, i-am adus la cunoștință că începând cu data de 10 aprilie, oamenii se vor putea scoate animale și terminând la data de 20 noiembrie, dumnealor o să fie nevoiți ca să șoprească animale, ca să fie la timp de iernare. Dacă despre activitatea primăriei, a Consiliului Sătesc, oamenii pot afla din panourile care sunt acolo în preajmă, după cum spune domnul primar, cum pot afla cei de la Pohoarnă ce face Consiliul Raional la Șoldănești?
Din 2008 lucrează legea cu privire la transparența în procesul decizional, conform căreia autoritățile publice locale sunt obligate să-și facă activitatea lor transparentă. În acest scop, Consiliul Raional Șoldănești publică toată informația pe pagina web a Consiliului Raional, pe alte pagini de socializare, cum ar fi Facebook. De asemenea, Consiliul Raional Șoldănești publică informație în paginile ziarului independent Acasă. De asemenea, pe panourile informaționale pe care le deținem în clădirea Consiliului Raional. Și aș vrea să menționez că în acest scop noi avem o activitate transparentă, dar activitatea cetățeanului sau implicarea cetățeanului în vederea informării sale cu privire la lucrurile care decurg în Consiliul Raional este încă puțin activă. Iată, eu aș vrea să dau un exemplu. Dacă anul trecut la Consiliul Raional au fost primite 218 petiții petiții de la cetățeni, doar 4 din ele au vizat probleme de ordin public. Deci toate, majoritatea cetățenilor țin de rezolvarea problemelor personale. Doar 4 din aceste petiții au vizat probleme de ordin public, cum ar fi asigurarea elevilor cu transport școlar sau dezacordul manifestat față de activitatea unor instituții publice din teritoriu. Pe deci, timpul știu că se practica deplasarea echipii Consiliului Raional în localitățile rurale. Făceau o prezentare a activității. De ce v-ați dezis de această Dar nu ne-am metodă? Decis, iată, de exemplu, mâine, în zi de vineri, se desfășoară adunare generală a cetățenilor în satul Rogojeni și o echipă din specialiști ai Consiliului Raional vor merge la această adunare a cetățenilor. Eu vreau să menționez că aici depinde de inițiativa autorităților publice locale de nivelul 1. Noi, ca autorități de nivelul 2, nu suntem în drept de a convoca adunări generale a cetățenilor în localitatea X, de exemplu. Aceasta o convoacă autoritatea de nivelul 1 și acolo unde primarii consideră că este necesară și prezența autorității de nivelul 2 pentru a da explicații, pentru a răspunde la întrebări cetățenilor, noi conlucrăm cu autoritățile publice de nivelul 1. Dar eu, în calitatea mea de președinte al raionului, desfășor audiențe în teritoriu, merg în fiecare sat o dată în lună sau mai des dacă este necesar și ascult problemele cetățenilor, încerc să le rezolv. Vedeți, dumneavoastră, înclinați înspre cei care îi audiați pe cetățeni, le auziți vocea lor. Noi întrebam cum aude cetățeanul vocea Consiliului Raional. Păi am menționat cum aude vocea cetățenilor. În primul rând aș menționa că ședințele Consiliului Raional sunt ședințe publice. Înainte de a desfășura ședința Consiliului Raional, noi publicăm pe pagina web a Consiliului toate proiectele de decizii și aș vrea să menționez că am anunțat și despre discuții publice la referitor la proiectele de decizii pe care am încercat să le propunem Consiliului Raional Șoldănești. Și ce credeți? Implicarea cetățenilor este de asemenea foarte slabă, adică nu prea vor cetățenii să participe la luarea deciziilor. Este un, eu cred că este o mentalitate încă depășită de timpuri și noi probabil că purtăm un pic de vină, fiindcă până la urmă cred că inițiativa ar trebui să fie de la noi, de la autorități, să mergem mai des în rândul cetățenilor, să le vorbim despre acest lucru, să invităm la aceste discuții publice și de ce nu și la inițiativă de a propune unele proiecte de decizii pe care ar urma să le ia Consiliul Raional. În acest context, propun să vizionăm un reportaj realizat de echipa de la Basarabeasca.
Conform articolului 17 din legea privind administrația publică locală, ședințele Consiliului Local sunt publice, iar orice persoană interesată poate asista la ședințele Consiliului. Localnicii au dreptul de a participa în condițiile legii la orice etapă a procesului decizional. De asemenea, pot avea acces la informațiile privind bugetul localității și modul de utilizare a resurselor bugetare, la proiectele de decizii și la ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local și ale primăriei. Tot cetățenii pot propune inițierea elaborării și adoptării unor decizii. Pot prezenta autorităților publice locale recomandări în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităților respective, privind diverse proiecte de decizie supuse dezbaterilor. Toate aceste lucruri sunt permise de lege, însă în orașul și raionul Basarabeasca, oamenii nu sunt prea activi și nu se prea implică în procesul de adoptare a deciziilor de către autoritățile publice locale. Singurul care este prezent la fiecare ședință a Consiliului Orășenesc și Raional este Petru Scutari. Particip la ședințele Consiliului Orășenesc pentru că sunt consilieri care nu înțeleg pentru ce au fost aleși de popor și care votează anume împotriva orașului nostru, parcă nici n-ar trăi aici. Consilierii orășenești au păreri împărțite referitor la prezența localnicilor la ședințele Consiliului. În opinia dumneavoastră, comunitatea trebuie să participe în procesul decizional al autorităților publice locale? Sigur că da, e foarte bine că astăzi au fost mulți oameni, în primul rând din punct de vedere informațional. Oamenii care au fost la ședință vor duce informația mai departe vecinilor, rudelor, cunoscuților. În al doilea rând, un pic îi disciplinează pe consilierii noștri, care trebuie să examineze materialul ședinței și să gândească. Cred că nu, dar dacă da, atunci să stea aici și să tacă, să nu intervină cu obiecții sau să râdă. Asta nu e frumos din partea lor, ne încurcă să lucrăm. Cred că trebuie să participe până la ședință. Când sunt situații conflictuale, noi invităm părțile interesate la ședințele Comisiei de Profil, care examinează preliminar aceste chestiuni, care apoi se înaintează la ședință. Un alt aspect ar fi ca prin intermediul BAS-TV primăria să informeze oamenii despre ordinea de zi. Atunci oamenii vor cunoaște mai detaliat chestiunile și vor participa la comisiile de specialitate. De când există televiziunea și radioul în raion, autoritățile locale niciodată nu s-au adresat cu rugămintea de a fi difuzată informația cu privire la ședințele preconizate. Anul trecut, primarul și o parte din aleșii locali au încercat să facă ședința publică pentru toți locuitorii orașului, însă fără rezultat. La începutul anului 2016 am făcut o încercare ca locuitorii noștri să vină la ședințe, iar ele să se desfășoare în sala mare a primăriei. Însă majoritatea consilierilor au fost împotriva acestei decizii și au desfășurat ședințele din nou în sala mică. Cred că dacă locuitorii orașului ar participa la toate ședințele, atunci și deciziile ar fi fost mai corecte. Societatea civilă trebuie să participe la ședințele Consiliului, pentru că se adoptă decizii, sunt banii noștri. Dacă nu vom participa, atunci consilierii vor susține doar interesele de partid. Dacă societatea civilă se va implica, atunci le va fi frică de vocea oamenilor și vor acționa spre binele orașului. Potrivit primarului, la începutul anului 2016 în Basarabeasca a fost creat Consiliul Obștesc, din care fac parte reprezentanți ai diferitor categorii sociale. Acești oameni comunică cu localnicii, iar cele mai stringente probleme le înaintează spre examinare Consiliului Orășenesc. Potrivit legislației, autoritățile publice locale sunt obligate să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea participării cetățenilor în procesul decizional. Domnul Gonța, sunteți la primul mandat. Cred eu că puțin încă ați acumulat experiență în funcția pe care o dețineți. Și totuși, ce experiență ați luat din ceea ce ați vizionat în reportaj? Din reportajul de mai devreme s-a luat experiență că, într-adevăr, cetățeanul trebuie să fie participant la oricare ședință, la oricare proces decizional, ce ține de localitate, ce ține de implementarea bugetului, ce ține de a unei decizii de a repara niște drumuri, de exemplu, care a diferitor volume, de diferitor obiecte ce necesită diferite reparații curente, chiar și reparații capitale.
De exemplu, noi în satul Răspăpeni am mers și noi pe a construi o sală de forțe în fosta cărmuire a colhozului Drujba, Răspăpeni numit. Și acum, în câteva... Asta a fost inițiativa primăriei sau a cetățenilor? Inițiativa a venit din partea primăriei, deoarece în anul 2007 au fost procurate niște trenajoare, însă până la momentul actual aceste trenajoare nu au fost aplicate în viață și tinerii au ieșit cu inițiativa ca să putem să le amplasăm undeva, ca să vină să nu să-și piardă timpul liber undeva într-o încăpere bine amenajată, ca să capete niște experiențe și să facă niște antrenamente. Și anul trecut am inițiat procedura de a repara încăperea și pe timp de iarnă nu s-a făcut nimic, însă acum, odată cu încălzirea timpului, sala de forță este de acum gata, care până la Paște sperăm ca să fie redeschisă și adusă la viață fosta clădire a colhozului. E bine că primăria, primarul sunt generatori de idei. Dar cum se comportă cetățenii? Vin cu propuneri la dumneavoastră sau... Sunt propuneri așa cetățenilor din partea dumnealor, anume am menționat mai devreme ce ține de curățenie și de salubrizarea satului. Chiar avem un exemplu concret. În vara trecută, un tânăr venind la practică, l-am luat pe lângă primăria Răspăpeni ca să-și facă practică de producere și dumnealui a implementat singur un proiect, aducând o râpă în ordine și construindu-se o sală de forță a dumnealui, care a construit, s-a pus o bară fixă, s-a pus niște paralele, a pus niște scaune, chiar a creat o zonă de agrement. Unii, în toamna anului 2016, domnul Cumătrencu a fost prezent la această sală de sport numită în aer liber și avem chiar niște poze și s-a făcut și un reportaj pe ce ține de dezvoltarea. Doamna Rotundă, ați început a ne spune niște cifre. Cine vine cu propuneri la Consiliul Raional? Cine ține în evidență aceste propuneri? Aveți vreo echipă care se ocupă nemijlocit de realizarea acestor propuneri, probleme cu care vin cetățenii? Noi nu avem o echipă, de fapt avem o echipă de angajați la Consiliul Raional Șoldănești, dar fiecare activează pe domeniul său, are anumite atribuții și anumite competențe. La Consiliul Raional Șoldănești, dacă vorbim de activitatea Consiliului Raional Șoldănești, eu aș vrea să menționez că această activitate se bazează pe deciziile care sunt primite la ședințele, sunt adoptate la ședințele Consiliului Raional Șoldănești. În anul trecut, de exemplu, în anul 2016, au fost desfășurate 8 ședințe ale Consiliului Raional Șoldănești, la care s-au adoptat 140, o cifră rotundă, numesc 140 de decizii. Doar 10 din proiectele acestor decizii au fost propuse de consilierii raionali, nu de simpli cetățeni, dar de consilierii raionali. Celelalte 130 de proiecte de decizii au venit din partea președintelui sau din partea specialiștilor din aparatul președintelui și din cadrul secțiilor și direcțiilor Consiliului Raional Șoldănești. Aceasta încă o dată vorbește despre faptul că atât consilierii, dar mai mult cetățenii simpli, sunt pasivi în procesul decizional al autorităților publice locale, în special în activitatea Consiliului Raional Șoldănești. Promovarea reformelor democratice în administrația publică locală implică activismul cetățenesc. După cum au menționat și prin reportajele noastre, oamenii, dar și atât dumneavoastră aici, confirmați acest fapt, cetățenii habar n-au deseori despre ceea ce se întâmplă în localitatea lor. Ce urmează să facem ca să avem cetățeni activi, domnul Gonța? Să nu fiți numai dumneavoastră generatori de idei, să vină și oamenii. Pentru a avea cetățeni activi... Să participe activ, nu numai doar cu propuneri, dar să participe și în factorul decizional.
Pentru a avea cetățenii activi, mult depinde și de componența Consiliului și cine sunt membrii Consiliului. Dacă în echipă de consilieri este o echipă bine formată și nu este împărțită pe criterii de partid și lucrează toți pentru localitate sau pentru comunitatea respectivă, precum și o avem noi la Răspăpieni, atunci sunt și rezultate. Consilierul la mine în localitate, de exemplu, el lucrează în interesul cetățeanului. La noi consilierii sunt repartizați prin fiecare mahala. Noi am căpătat o experiență, am fost în satul Băhrinești, Răunul Florești, am fost în vizită unde este o primărie cu 12 primari. La inițiativa Helpegiu Moldova și în parteneriat cu Casmedu, ne-a făcut o vizită la Băhrinești, unde, într-adevăr, acolo nu consilierul este primarul. În fiecare mahala au câte un primar. Și satul așa se numește, satul cu 12 primari. Noi am preluat experiența lor și noi am întărit fiecare consilier ca să fie responsabil de o anumită porțiune de drum sau pe un segment acolo am plasat, unde se află chiar și în preajma casei dumnealui sau în preajma care duce povața și duce informația la fiecare cetățean acasă, întâlnindu-se zi de zi cu dumnealui și vine cu ideea și cu întrebările care sunt discutate și la Consiliu. La următorul Consiliu, adică întrebările sunt colectate din localitate, care sunt pe parcurs de acum discutate la ședința Consiliului lărgit. Deci ești întrebat și dumneavoastră, doamnă președinte? Eu cred că pe acest subiect noi trebuie să muncim mai mult pentru a implica cetățenii în implementarea proiectelor care ne propunem. Iar după aceasta, cred că o soluție ar fi contribuția fiecărui cetățean, inclusiv și contribuția financiară la implementarea anumitor proiecte în localități. Indiferent ce proiect, fie că este apeduct, fie că este un sistem de canalizare, fie că este iluminat stradal, și atunci când cetățeanul va simți personal că a contribuit și el la implementarea acestui proiect, de exemplu la un proiect de salubrizare a localității, atunci el va deveni conștient că doar cu implicarea lui, inclusiv și implicarea financiară, s-a realizat acest proiect și va avea grijă ca satul sau mahalaua lui, drumul pe care îl pășește în fiecare zi, să fie mai curat, să fie mai aranjat, să fie mai frumos. Atât în reportajele noastre, cât și dumneavoastră, ați confirmat că cetățenii manifestă pasivitate în activitatea administrației publice locale, motivând că ar fi ignorați și de primar și de consilieri. La rândul lor, primarul și consilierul spune că cetățeanul nu vrea să se implice. Această întrebare, cum găsim ieșirea din situația creată? Această întrebare o adresez oaspeților din studioul Centru. Aș începe cu aceea că ar trebui să ajutăm autoritățile publice locale să-și constituie cadrul regulatoriu intern, astfel încât acest cadru regulatoriu să corespundă rigorilor legii. Noi avem o legislație, s-ar părea că bună în domeniul transparenței accesului la informație, dar la nivel local aceste prevederi legale nu sunt transpuse în viață și nu sunt transpuse în documentele regulatorii din teritoriu. Un simplu exemplu, în legea privind transparența în procesul decizional este menționat că autoritățile publice la nivel local vor elabora reguli interne de asigurare a procesului de consultare. Și iată că dintr-o sută de primării, dacă găsim 10-15 care au elaborat așa document în care să fie foarte clar stipulat cine, când, cum, în ce modalitate organizează consultarea cetățenilor. Mai mult ca atât, nici cetățenii nu cunosc faptul că ei pot să se implice, nu cunosc formele de implicare în procesul decizional și de aceea nici nu cer de la autoritățile publice locale ca acestea să exercite sau să pună în aplicare prevederile legale. Deci noi vedem sarcina și funcția autorităților publice locale, dar și a societății civile, de a informa
cetățenii de a le aduce la cunoștință că ei cu adevărat sunt cei care pot să influențeze și să conlucreze cu autoritățile locale nu odată la 4 ani atunci când merg alegerile locale sau parlamentare, dar și pe parcursul mandatului consilierilor locali. Și atât aici este un câmp foarte mare de lucru, atât pentru societatea civilă, cât și pentru autoritățile publice locale. Unul dintre aspectele care duce la implicarea scăzută a cetățenilor în luare decizii la nivel local este faptul că pe parcursul ultimelor ani noi am obișnuit cetățenii cu un proces de luare a deciziilor de sus în jos. Și prin urmare primăriile sunt percepute ca autorități care doar dictează cetățenilor ce pot să facă și ce nu pot să facă. Și atunci, ca să schimbăm această abordare, desigur, este nevoie de multă muncă din partea autorității publice locale ca să schimbăm paradigma și să arătăm cetățenilor că deciziile la nivel local sunt luate nu de sus în jos, dar de jos în sus, pentru că noi ne apropiem de cetățeni. Cum putem face acest lucru în practică? Desigur, atunci când există capacități reduse, este foarte dificil ca peste noapte absolut toate documentele să fie consultate, pentru că problema nu a fost creată peste noapte și nu putem găsi o soluție peste noapte. Dar recomandarea noastră, ce am început noi să facem și în municipiul Chișinău, este să selectăm 2-3 subiecte foarte sensibile care ar crea acest interes din partea cetățenilor. Și atunci când ai identificat un subiect în comunitate, de exemplu, acum la Chișinău am discutat despre securizarea trecerilor de pietoni, care este un subiect extrem de popular în cadrul cetățenilor din Chișinău. Totodată acum se discută și unde aplasăm groapa de gunoi în Chișinău. Și atunci acestea sunt subiecte sensibile. Și dacă nu există capacități ca toate subiectele să fie discutate, atunci să fie selectate 2-3, să fie organizate, cum a spus și colegul meu, forumuri publice, discuții publice, să fie primarul acestei discuții, să-i ofere o vizibilitate. Și atunci când primăria își va pune scop și să implementeze o alternativă sau o soluție care va reieși din această audiere publică, atunci cetățeanul își va da seama, uite, vecinul meu a propus această soluție și a fost chiar implementată. Deci primăria chiar aude vocile noastre și aude și ideile noastre. Deci trebuie să selectăm un subiect, să-l parcurgem, așa cum am spus, conform tuturor rigorilor transparenței decizionale și să-l ducem la bun sfârșit la implementare. Și atunci când cetățeanul va vedea că soluția a fost dusă la implementare și implementată cu succes și aduce și roade vizibile, început să rezolvăm problema, atunci cetățenii își vor da interesul și vor crește. Dar în momentul în care toate aceste audieri, cum am spus, ele doar se termină la audieri și nu se termină cu soluții concrete, atunci descrește enorm de mult cetățeanul, și cetățeanul care lucrează în altă parte, el când vine după o zi de muncă acasă, nu se mai gândește cum ar putea el să ajute primăria pentru care și el treburile lui. De aceea consider că efortul trebuie să fie depus mai mult din partea autorităților și să implementeze acele soluții care într-adevăr reies din ideile pe care le-au exprimat cetățenii sau societatea civilă locală. Aveți un gând sau spuneți? Da. Pe teritoriul satului Răspăpâne a mai fost creată o echipă de voluntari care activează din 2015 și din primăvara anului 2015 și până de la bun început era o echipă de 6 persoane, însă acum avem o echipă de 20 persoane care activează prin localitate, ducând informație ce decizii se iau, ce trebuie de făcut la primărie și ce trebuie de făcut pentru a avea o localitate mai informată decât ceea ce se ține informația pe lângă primărie. Eu așa ar spune, de atât că de unul singur primar nu poate să iei o hotărâre sau să iei o decizie ca să nu fie consultat cu cetățeanul. Și echipa de voluntari aduce succese mari la noi o localitate. Nu pot spune pentru alte localități, însă la Răspăpâni echipa lucrează de voluntari. Vreau să mulțumesc tuturor invitaților pentru participare la emisiune, dar să aduc aminte și întrebarea care am adresat-o la început de emisiune. Să ne implicăm sau să așteptăm? Dumneavoastră va aparține decizia, dar fiți de acord, doar atunci când ne vom implica cu toții, vom avea și localități mai frumoase, vom avea și un trai mai decent. Am fost eu, Victor Sofroniu. Până la noi, revedere! Să muncim mult,
ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem! Împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă.